Virgin Radio. Ești gata? Iar acum începe emisiunea ta preferată. Let's do this. Virgin Radio Sunday Club. Fix asta faci după fixul orei 21. E, nu chiar ora 21. Mai avem un minut? Mai avem un minut. Ce faci? Mai sunt de vorbă un minut sau no, cum facem, nu? Păi cum să... Da, hai cum mă, că nu pierdem timpul. În seara asta stăm de vorbă cu Arcanian! Check, check, bună seara! Pam, pam. Bine ai venit pe la noi! Vă pupi! Ce zici, men? Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Sunt ușor haosat. Tocmai am filmat un clip și am venit fix aici. Adică la modul că ar mai fi stat un pic la clip, dar trebuie să venim aici. Aha. Deci sunt de pe drumuri. Aha. Muncesc în weekend ca Drake. Am înțeles. Acum nu poți să nu arunci pasta cu clipul și să nu ne zici și nouă despre ce e vorba. Păi da, uite, mersi că m-ai întrebat. Da, tocmai am filmat la un clip pentru primul nostru single de pe albumul ăsta pe care l-am scos vineri până la infinit și mai departe. Se numește Prima mea stea căzătoare. Ok. Piesa. Și, bă, eu cred că o să fie unul din cele mai tari clipuri pe care le-am filmat vreodată. Adică a fost un picuț greuț cu toată producția, ne-am mișcat un pic mai greu decât am fi vrut, dar eu cred că este bine rău. Săptămâna viitoare o să iasă. Mm-hmm. Aveți și stele căzătoare for real în clip? Trebuie să aștept și o să vezi. Da, sper să nu fie asta de la Virgin Radio, asta sper să rămână aici, că e poate bine de tot. Am venit aici filmăm. E bine de tot. Dar zine când nu filmezi clip, într-o duminică seara așa, ce faci tu? Încerc să nu fac nimic. De regulă stau acasă, încerc să mă joc pe PS5, aia e ideea, dar nu prea iese. Și, nu știu, bea o bere, cam asta e. Ascult Virgin Radio. Și ascult, da, și ascult Virgin Radio. Nu cred la mine în casă, da. Ce tare. Da, mă, nu. Fiind jobul ăsta așa cumva foarte social, în timpul meu liber sunt un pic mai antisocial decât ar crede lumea. Adică îmi place să stau mult în casă și să reîncarc un pic bateriile, pentru că alergi mult, întâlnești mulți oameni și te obosește cumva. E super frumos, dar înțelegeți ce zic. Adică, absolut. Se strânge, măi, se strânge oboseala. Fii atent, noi am discutat în ora asta care a trecut despre fapte bune, când ne-a scris o doamnă care că era uimită că a făcut cineva o faptă bună pentru ea și voiam să te întrebăm și pe tine, care a fost cea mai recentă faptă bună pe care ai făcut-o? Că i-am întrebat și pe ascultători, ne-au dat aici câteva, dar vrei să știi de la tine. Care a fost cea mai... Mamă, mă faceți de râs aici. Hai de men, zi ceva. Am ajutat o bătrânică să nu, am strada. Făcut ceva ieri, dar n-a fost chiar o faptă bună pentru mine. N-am întâlnit cu o fană care vine din alt oraș și îmi cer scuze față de ea pentru că nu știu din ce oraș a venit. Și mi-a făcut un tablouaș și o brățară și a avut foarte mult să se vadă cu mine și ne-am văzut. Nu sunt atât de cu faptele bune aparent, dar asta e o faptă bună, cred că da, se da, da, cum să nu. Adică da. S-a bucurat, părea fericită. Și noi vrem să le strângem aici tocmai așa, că să dăm un impuls oamenilor să facă fapte bune, știi? Întâlniți-vă cu fanii. Exact. Exact. Hai fali. Să-i dăm cu începutul ăla. Îmi place mie întrebarea asta. Da. Cine este Arcanian mai exact? Arcanian este, cine să fie, un băiat din Vitan, care acum nu mai stă în Vitan, care a făcut muzică toată viața lui, nu mă prea mândresc cu foarte multe chestii, îmi place zic că ca un fel de Dorel în afară de muzică, știu să fac muzică și cam atât, în rest nu prea am calități și mă rog, cred că mai sunt haios uneori. Hai men, că le descoperim până la finalul emisiunii, aia le descoperim. E un băiat care cumva și el cred că încearcă să descopere cine este, dar încearcă. Mm-hmm. E un băiat care încearcă. Okay. Dar cum a venit muzica în viața ta? Bă, a venit de mic. Eu am venit dintr-o familie care, adică n-a avut neapărat un background muzical, dar în același timp a fost foarte muzical, în ideea că la mine în casă mereu se ascultau chestii foarte eclectic, adică de la Michael Jackson la reggae, la rap, la paraziții, la tot. Și mi-a fost cumva pusă toată chestia, adică e de mic, știi, am crescut cu Michael Jackson, am crescut cu Shaggy, cred că Shaggy e primul meu artist pe care îl cunosc ever. Și când am făcut vreo 10 ani, am intrat în faza aia de rock. Okay. Și am vrut să mă apuc de chitară electrică, ei mei mi-au zis n-ai voie până nu înveți întâi pe chitară acustică, că era mai scumpă aia electrică. Da. Și am zis, bine, atunci mă apuc de tobe. Și m-am apucat de tobe la 10 ani. Let's și am făcut vreo 7 ani tobe. Eu am cântat metal mult timp, am făcut foarte multe chestii. Eram toboșar într-o trupă de metal până am realizat că făceam 10 lei pe săptămână. Și mi-a luat ceva să realizez. Da. Și cam aia a fost situația. După aceea, adică fan rap am fost de mic, cu Paraziții am început pe la 6 ani, o vârstă un pic fragedă, dar așa cred că a început la toată lumea cumva. Da. Și a fost mereu cumva dragostea mea, doar că în trecut, nu știu cum să explic, în trecut era foarte dubios dacă nu aveai o voce de rapper. Știi, adică exemplele mele erau Chelu, era Tata Vlad, era aici pe joase, ai înțeles? Da, și mie mi s-a maturizat vocea ieri. Adică eu ce bine că mai... cântăm astăzi la Virgin Radio. Da, stăteam la o terasă și mă gândeam la tarasă. Da. Yes. Păi și
dacă ai făcut instrumentele astea, tu cumva îți scrii și tu biturile tale? Păi da, uite, că tot vorbeam de prima stea căzătoare, piesa e făcută în 100% totalitate de mine. Ok. Doar mixată de altcineva, okay. Dar piesa e făcută de mine. Eu când am ascultat-o prima dată, acum ieri sau alaltă, ieri, nu mai știu când ai lansat, Nu, alerte. Așa, nu mai știu. Așa. Am dat un play albumului și mă duce foarte mult într-o zonă de The Weeknd. Da, da. E o inspirație. Da, da. The Weeknd și Post Malone probabil au fost inspirațiile principale pentru albumul ăsta. Ideea e că, nu știu, mereu am încercat cumva să aduc ceva nou și nu zic că nu e mai nimeni care face genul ăsta de chestii, dar, nu știu, în ultimul timp am început să mă regăsesc foarte mult în genul ăsta de sound-uri și să faci o piesă să sune mare, nu știu cum să explic, sonic, din tot, din producție, din tot. Și albumul ăsta cumva a fost un experiment pentru mine de cât de mare pot să fac un material. Okay. Mă rog, are doar o piesă, adică 21 de minute, nu e un long listen, știi? Dar mi se pare că în cele 8 piese e un material foarte concis și cel puțin, cred eu, diferit de orice a apărut pe piață până acum din generația nouă. Hai, cine l-a mixat? Acli. Acli e un tânăr foarte talentat pe care... Shout-out. Da, îl cunosc de foarte mult timp și îl iubesc și îl salut pe calea asta și mixează pentru mai mulți. Și pentru Marco Clash, și pentru Ian și pentru... Mm-hmm. E printre cei mai buni pe chestiile astea și a făcut o treabă superbă. Adică albumul ăsta cred că e al treilea material al meu și cred că e primul de care sunt mândru, gen sună cât de aproape de perfect se poate. Yes, yes. What's that sound? Virgin Radio Sunday Club. Let's go! Cu Valeriu și Mușat. Ești la Sunday Club la 21 și 11 minute cu Andrei Mușat, Valeriu Șerban și invitatul nostru special, Arcanian. Căruia i-am pus și Shaggy, că a spus mai devreme. Mulțumesc foarte mult, aveam nevoie să aud niște Shaggy în seara asta. Și mai fan. Și eu sunt fan. Aia zic. Mai cine facem? Nu e fan Shaggy, sincer. Ok. Shaggy, ăla din Scooby-Doo, mi-l am place. Fii atent, man. Unul din oamenii care te-au ajutat să fii cine ești azi a fost chiar Alex Velea și voiam să te întreb cum ai ajuns la el. Ce? Am văzut aici niște zâmbete. Nu, credeam că era o întrebare și urma să zic Alex Velea, da. Ah, ok. Așa. Foarte dubios am ajuns la el. Eu când am început să fac muzică, ca să make a long story short, eu eram împreună cu... Eram împreună, poz. Eram gen alături de un tovarășul meu pe nume Bega. Bega nu doarme, care și el producător. Am făcut câteva chestii cu el care le știe lumea. El a făcut Construiesc un Imperiu de la Golden Gang cu maestru. Efesul. Și el avea alt prieten pe nume Dragoș Vasilache, care ironic e și pe albumul ăsta ca și producție. Și acest Dragoș Vasilache a trimis un mail la Golden, pentru că Golden căuta beatmaker, l-au luat pe Dragoș Vasilache. Dragoș Vasilache a zis, bă, noi încă căutăm beatmaker, nu vrei să vii și tu, Bega? Da. Bega zice, vin. Când a ajuns Bega, pentru că a fost un băiat foarte pe cinste, le-a arătat muzica mea, că noi eram împreună și m-au întrebat, tu ce faci? A zis, uite, lucrez cu băiatul ăsta. Lor le-a plăcut de mine, ei lucrau la primul album Golden Gang, care era albumul de grup în momentul ăla, și m-au chemat super, super random, gen, într-o zi m-a sunat Rashid și mi-a zis, haide la studio că avem niște piese, ți arătăm. Am rămas pe două din ele, a rămas și Alex pe o piesă de mea, Fuck That, nu știu care, pe, a fost pe primul material, că ăsta e cumva o continuare. Și de acolo a rămas. După aceea el cumva de atunci mi-a zis, nu vrei să rămâi cumva cu noi. Eu de-abia intrasem în Pug Life, așa că cumva stelele, da, nu erau aliniate. Și când s-a terminat colaborarea mea cu Kid, și doar pace Kid, puși m-a fost o chestie de cumva îmi doream chestii mai mari decât ce putea el să-mi ofere. Cum ar fi radio, cum ar fi, okay, știi, și deschiderea asta spre, știi? Și după aia am ajuns la... adică în momentul ăla m-am dus la Alex, l-am sunat cumva, am venit la el. Îți bună. Sunt liber. Acel doar pace Kid m-a lăsat așa într-o din asta. Nu există. Nu, am doar dragoste pentru el în inima mea și sunt destul de convins că și el pentru mine. Yeah. Dar am zis pace Kid ca să nu se înțeleagă că am plecat dintr-un motiv dubios. Doar aia a fost situația. Eu aveam un single EXO, care a și fost la voi pe radio pleată vreo 6 luni. Da, a fost în Heavy, da. Și vreau să filmez, doar că aveam nevoie de un pic de label support, pe care nu îl aveam în mod direct, că era un label independent și pe puterile noastre, cumva. Și cumva am realizat că oricât de mult iubesc echipa de acolo, îmi doresc altceva, știi? Deci în această discuție despre cum ar fi mai bine pentru un artist tânăr să fie semnat sau să fie independent, tu ești de partea aia cu... Nu sunt de nicio parte. Părerea mea este că fiecare artist ar trebui să fie cum își dorește el. Părerea mea în egală măsură este că eu, pentru mine, eu am urât chestii de genul ăsta. Am urât acte, am urât să mă vorbesc, am urât să fac eu tot. Eu mereu, după cum v-am zis, am fost și sunt un dorel în afară de muzică. Adică mie îmi place să stau în studio, stau zilnic în studio, fac muzică și asta e tot ce îmi place mie să fac. Și așa
că cumva mie mi-a plăcut mereu ideea asta de să ai o echipă în spate, de să fie mai mulți care lucrează spre un scop comun. Și îți dai seama că sunt și plusuri și minusuri, dar cel puțin pentru dorințele mele, eu mereu am fost foarte mulțumit de a fi parte într-un label. Și mai ales la Alex Velea, care, adică, e mai mult de atât, știi? Nu știu, adică, deja s-au făcut 5 ani. De când crazy. Mulți înainte. Să rămână, Doamne ajută. Ideea e că, da, adică e mai mult decât un label și am avut și norocul ăsta. Adică suntem serioși când trebuie, dar în rest suntem și familie. Gen. Prin asta Golden Boy Society ai avut șansa să faci câteva piese bune, câteva feature-uri pentru care cred că ești recunoscător și foarte. Ai dat versuri pe piese cu Florin Salam și alți interpreți de manele. Și acum întrebarea e simplă, dacă regreți ceva? Absolut nimic, nu. Nu. În primul rând că dacă vă uitați la toate fiturile mele cu oameni din zona manelelor, sunt oameni care, dacă mă întrebați pe mine personal, transced manelele și sunt doar niște artiști incredibili. Adică, n-o zic la modul ăla și sunt o grămadă de artiști foarte buni de manele în România, doar că am încercat să fiu selectiv în doar ce am iubit eu din copilărie real și ce mi-a plăcut la modul ăla. Așa că n-am cum să regret. Cum să regret că am o piesă cu Florin Salam? Let's go! O să scrie pe mormântul meu că am o piesă cu Florin Salam. Uite, mine, asta îmi place, știi, asumarea asta. Da, mine, am făcut-o și am făcut-o cu foarte multă dragoste, știi? Păi n-ai cum, mă, frate. Adică dacă o făceam și după aceea nu dădeam niciun share sau așa, de ce mai făceam? Nu, sunt foarte mândru de toate chestiile astea și dacă aș mai fi pus să le fac încă o dată în contextele alea, probabil l-aș face la fel. Da, ți-a zis Efes ceva, o frază din aia pe care s-o ții minte, s-o ai cu tine toată viața? Bă, să fiu sincer, vă iubesc. Atâta, ne-a zis colectiv, nu te gândi că am stat foarte mult să vorbesc eu cu el, pentru că a venit la studio, a tras piesa și am filmat imediat după, adică a fost totul foarte într-o seară, gen, și eram vreo 40 de oameni în studio, adică a fost oricum, că stai pe lângă el și nu știi ce să zici. Da. Crazy, dar nu, mi-a zis direct foarte mult. Dar zi-mi de Alex, că el sigur ți-a dat o frază din asta, nu știu, un sfat pe care îl ai așa și când ești, nu știu, pe scenă sau undeva, ți-aduce aminte. Uite, bă, că a zis Alex, a zis chestia aia, știi? Bă, mi-a zis chestii, dar și nu vreau să... Bă, să se poate spune pe radio. Bă, chiar am primit un voice ieri care e foarte bun, dar nu pot să-l arăt aici. Zicea niște hazuri legate de albumul ăsta, nu. Ideea e că Alex mereu a fost genul de om care m-a învățat prin... Adică, nu știu, doar m-a lăsat să fiu lângă el. Nu știu, adică nu cred că mi-a dat vreodată neapărat un sfat. Mi-a mai dat sfaturi de când cântat. Adică chestii de cum să intonez, cum să țin, cum să respirație, etc. Dar așa, e genul de om care m-a ajutat prin simplu fapt că m-a lăsat să stau pe lângă el și eu am fost pur și simplu ca un broscoi mai mic lângă un broscoiu tată care încearcă să învețe să... Sope, gen. Yes. Și voiam să te întreb dacă există, că am făcut așa switch-ul ăsta între întrebarea aia cu Florin Salam și așa, și voiam să te întreb dacă există hate, dacă ai primit hate. Da, din partea da. A fost foarte... Bă, acum nu mai e hate pe nimic, pentru că acum manelele sunt în momentul de față cum sunt. Dar noi când, adică nu o zic cu vreo fel de chestie, dar noi am fost cei care am originat trapanelele și toate chestiile astea și în momentul ăla nu le înțelegea nimeni. Nu vreau să dau nume și nu vreau să zic nimic. Am avut inclusiv colegi din Breazlă care m-au sunat și mi-au zis: bă, nu vreau să te super pe mine, dar colegi care stăteam zilnic în studio, care mi-au zis: nu mai putem să lucrăm cu tine. Și de atunci n-am mai lucrat. Din cauza trapanelelor? Da, din cauza că... Da, eu, și în momentul ăla eu nici măcar nu făcusem eu o trapanea, doar că eram asociat cu sound-ul. Da. Wow. Și asta îl poți încadra într-un fel de rasism sau ceva? Pot încadra că lumea nu înțelegea și pot încadra că există o stigmă din trecutul țării noastre legate de genul ăsta muzical, care e foarte greu de bătut. Dar uite că se poate, pentru că 2 ani mai târziu pot să zic că cel puțin o parte din oamenii care au zis că nu mai vor să lucrăm acum o piesă manea. Pentru că merge, îți dai seama. Da, logic. Și când o face, toată lumea e diferit, doar că pe atunci eram numai noi și toată lumea zicea: uite, s-au stricat și ăștia, știi? Dar timpul trece și uite că acum parcă e o discuție care s-a întâmplat. Aha. A trecut, da. O să ascultăm mai încolo colaborarea ta cu Antonia și vreau să-mi zici un pic despre ea. E cea mai bună prietena mea, Antonia. Nu despre ea neapărat. Despre piesă, despre colaborare, cu Alex cum Velea. A venit, cum s-a întâmplat. Păi e cea mai bună prietena mea. Ideea este că și cu Alex Velea și cu Antonia mereu a fost discuția de: bă, noi putem să lucrăm oricând împreună, dar din cauza că ei sunt niște nume atât de mari, e foarte importantă asocierea, e foarte importantă să fie piesa bună, e foarte importantă să fie momentul bun. Adică eu cu Alex, cred că în calculator avem 10 de piese împreună.
Da, uite că am scos acum prima piesă în 2 ani cu el. Ok. Adică e o chestie și să fie momentul. Și am făcut piesa aia și toată lumea zicea că, bă, mamă, piesa asta e altceva, piesa asta e altceva. Și un tovarăș de-al nostru, Azrael, care, mă rog, nu e cu noi astăzi, care și el cântă și el, e cu noi în Golden, a zis, de ce nu-i arăți lui Tony, lui Antonia? Și nu apucasem să-i arăt, adică nu i-am trimis-o și într-o zi pur și simplu am trezit cu mesaj de la ea că, bă, am auzit piesa, mă bag pe ea. Că aparent a fost la sală Alex cu Azrael și cu Antonia și la sală i-a arătat că, uite, are piesa asta, trebuie să te bagi pe ea. Da, 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 da. S-a băgat și de acolo rest is history. Yes, ora e mișto. Și a fost la Virgin, a fost și în Heavy, yes, sir, a fost. Mulțumesc. Da, și în Top și peste tot. Și chiar sună blană. Hai, dăm și noi un play? Da. Hai să auzim. Și apoi ne întoarcem cu live session-ul pe care yes, le-au pregătit. Ne pregătim, ne pregătim. Dar până session. Atunci, haideți ca lucrurile să nu fie complicated. Asculți. Yeah. Virgin Radio Sunday Club. Ești la Virgin Radio Sunday Club cu Valeriu Șerban și Andrei Mușat și Arcanian. Și Arcanian. Așa. Rămâne aici cu voi. A, cu că ne-am zis poezia. În fiecare duminică la Sunday Club vă așteptăm. Man, da, 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 la noi e ușa deschisă, acum știi și am văzut chiar era deschisă. Da. Oricând poți să vii, să zici, frate, vreau și să fac emisiune cu voi. În fiecare duminică sunt aici. Gata, așa rămâne. Fii atent, până în momentul de față, ai lansat un EP, Rip Smoke. Nu pot să cred că mă întreb de asta, ok. Nu, doar de da. Și două albume Fantazia și Până la Infinit și mai departe. Și Până la Lună, deci am Până la Lună și Înapoi, primul material. Ok. Fantazia, al doilea material, okay. Și acum al treilea, Până la Infinit și mai departe. Ok. Și EP-ul care e Rip Smoke, dar EP-ul ăla e ceva ce am și uitat. De ce? Pentru că a fost... Nu vreau să te întreb de el, dar acum... Pe scurt, când a apărut prima dată Drill-ul, am zis să fac și un material Drill și cumva a fost o încercare de-a mea să se ducă până... Adică a fost... murise Pop Smoke și cumva e toată duma și cumva am încercat să fac un EP în stilul ăla, un one-time thing pe care doar să-l dau drop, fără clipuri, fără investiție, fără nimic, doar cumva în cinstea lui. Și mi se pare că e muzică care e outdated, adică dacă compar ce e atunci versus cu ce făceam eu, cu ce fac eu acum... Come on, e munca ta, e da, muzică clar, până la urmă. Eu sunt acolo. Foarte harsh pe muzica mea, adică mie nu, adică nu știu să explic. Eu fac 300 de piese și scot două. Adică okay. Eu sunt foarte, trebuie să-mi placă foarte mult. Și de-aia și materialul ăsta atât de important pentru mine că, adică e greu să-mi placă mai multe piese și să le pun așa toate. Dar e important să fii mândru de muzica ta, știi? Și de tot ce se întâmplă. Pentru că, uite, și de la un EP din ăsta, dacă asculti toată discografia, e mișto să vezi, să vezi evoluția, da, știi? Unde eram, da. Da, clar, exact. Clar. Pentru asta nu e tare, că de-aia, adică, ca și, adică nu l-am scos de pe internet, e încă acolo, toată lumea poate asculta, dar nu e ceva ce aș asculta eu într-o duminică la Sunday Club. Aha, ok. Uite, întrebarea mea așa se termina. Ziceam de Fantazia și Până la Infinit și mai departe. Mm-hmm. Ultimul dintre ele fiind lansat chiar săptămâna asta, alaltă ieri. Yes, sir. Și voia să te întreb care e povestea lui, că sigur are o poveste în spate ceva. Mulțumesc mult că m-ai întrebat. Mamă, faceți treaba mea pentru mine. Da, păi ideea este că primul meu material pe care l-am făcut vreodată e un material care se numește Până la Lună și Înapoi. Până la Lună și Înapoi. Și după fraza clasică Te iubesc până la lună și înapoi. Și era un material de despărțire, tocmai mă despărțisem de o fată pe care am iubit-o mult și eram foarte supărat, gen, pentru că după s-a umplat câteva chestii nașpa și, mă rog, ideea este că m-am exprimat cum am știut eu, am făcut o piesă incredibil de triste despre fix procesul meu, până la lună și cum cad de la lună înapoi, gen. Și ăla cumva... Da, scuze. Ăla cumva a fost, de-a lungul timpului a rămas cumva cel mai iubit material al meu. Adică ăla a fost primul material, adică încă e primul material, singur material unde lumea a zis chestii gen mi-ai salvat viața sau ascult albumul ăsta de ani de zile sau să scot o piesă nouă și o să zic că oricum nu mai sun ca până la lună și înapoi. Adică mereu lumea înfraza, știi? Da. Albumul ăla. Și așa că cumva a venit natural. După Beach Please mi-a comentat tata la o poză, nu, a postat tata o poză cu mine și a scris Te iubesc. Și am scris eu Te iubesc, i-am comentat Te iubesc și tata mi-a răspuns Până la Infinit și mai departe. Și atunci am amintit de ea și am zis, bă, cum ar fi să fac un album care să fie tot în direcția lui, dar că să fie fix opusul. Dacă sunt eu care m-am despărțit de o fată și asta mi-a frânt inima, m-a făcut rece, știi, și asta duce cumva în povestea Fantazia, care e un album despre rupere de creier și chestii. Asta cumva e un album despre am găsit acel cineva special și vreau să las viața asta în spate. Deși e greu. Da.
E foarte mișto povestea asta, știi? Că te gândești că, mamă, e un album. Am scos tocmai așa pentru că trebuia, cereau algoritmi, știi? Da, da. Numen, toate astea au o poveste în spate. Clar, care, știi? Clar, care clar, trebuie, clar. Trebuie să ajungă la oameni. Da, eu pe scurt... am rămas fixat pe titlul ăsta, cu da. Până la lună și înapoi, și mă gândeam așa, ca o scara evoluției tale. Să zicem că până la lună și înapoi, unde te vezi ca evoluție? Unde ești? Cât mai ai până la lună? Pe la prima mea stea căzătoare. Așa. Bă, mai aproape. Eu sunt foarte mândru de mine. Cred că de un an de zile am început cumva să intru in my bag. Adică cred că știu exact ce am de făcut. Acum se poate mult mai bine. Pentru asta muncesc zilnic și asta încerc bine. Dar sunt într-un punct în care sunt mulțumit. Sunt într-un punct în care știu că și dacă va prinde și dacă nu, eu sunt mândru de ce am făcut. Și cred că asta e, cred că asta e important. Foarte tare. Yes. Încerci să descoperi și zone noi pe albumul ăsta. Pentru clar, că eu asta ziceam și în pauză și înainte, că am simțit ceva valențe de R&B. Nu știu, uite la prima piesă aia, Ai promis, cu Alexa. Și ceva din The Weeknd. Mai ales la prima mea stea căzătoare. Și voiam să te întreb dacă vrei cumva să mergi în alte zone, tot ale hip-hop-ului, știi, dar să încerci mai multe creme așa. Bă, păi cam asta am realizat. O zic o chestie care nu cred că am zis-o public vreodată, dar eu, adică eu mereu am fost fan trap agresiv și rupere de creier. Doar că în România e foarte importantă și imaginea și nu contează despre ce aș fi cântat sau cât de real e ce cântam eu, că dacă arăt ca băiețelul ăsta cu ochelari care e un dulce și e un așa, lumea nu o să te creadă ca alți colegi de breazlă. Yes. Wherever, whoever they may be. Și... așa că cumva a fost journey-ul meu muzical care a început să mă ducă spre a-mi dori alte chestii. De ce să nu mă avantajez de imaginea mea? De ce să nu încerc să fac chestiile mai mari pentru că pot? Și adică cumva, dacă mă întreb pe mine, Weeknd e nivelul final. Adică eu asta încerc să fiu. Să fiu 7 piese la radio, să fie, știi ce zic? Și dacă pot să faci asta și să și păstrezi nuanța de urban care... da. Care să nu o facă cringe sau să nu o facă de parcă uite-l pe... cheesy sau da, ceva. Da, da, atunci cred că cumva, cred că acolo vreau să ajung, gen, să fie cât de mare se poate, dar încă urban. Păi și pe când o colaborare cu The Weeknd? Am vorbit cu el săptămâna trecută, dar are niște treabă acum în turneu. Am și înțeles, că poate și tu filmai și clip și... da, i-am zis, bă, am la Virgin la da. Sunday Club. Nu poți. Yes. Aruncă menul un an așa în aer, că nu știi niciodată, aruncă-l să fie în da. Univers. Doamne ajută, Doamne ajută, aș lucra cu el, s-ar face, nu pot să zic pe radio pe mine. Da, da, da. Dar aș face cu el. Zi-mi anul aici, aude toată lumea. An. 2027. Ok. Dați-mi un pic de timp. Da, fii atent. Hai, trebuie să-mi promiți așa departe, că veniți și o cântați la Virgin Radio Sunday Club. Am promis, gata. Da. Îți promit, el s-a înregistrat. În 2027... Arcanian și The Weeknd la Virgin Radio Sunday Club aici. Doamne ajută, să ne audă Dumnezeu. Nu știu. Amin. Cum o facem, o emisiune în engleză, o să fie, da, aducem traducător, o față română până în 2027. Asta să fie problema. Calil Manzi. Exact. Până în 2027. Eu am auzit că ne-ați pregătit niște piese live. Da, yes. Pe care le aveți acolo. Sunt foarte emoționat pentru că nu le-am mai cântat niciodată live. Cine cânti? Ce vrei să ne cânti? Păi o să vă cânt două piese de pe album. Prima se numește Elele. Ok. Care e o piesă despre ele, care sunt o metaforă pentru... pentru fetele care nu-ți vor neapărat bine în viața voastră. Ok. Bun. Ok. Și prima mea stea căzătoare, care este o piesă despre... o fată care îți vrea binele în viața ta. Ok, ok. Hai să-i dăm cu Elele, dar vreau să-mi zici ce, de fapt, mi-ai zis. Nu. Ți-a zis, da. Gata. Acum trebuie să ajungă și în studio ca aveți să cânte. Liber, am aveți fugit. Liber să vă duceți. Ăla e. Noi mai noi stăm trebuie să până, ținem lumea de vorbă, da, până ajunge ei acolo. Până primim ok-ul din studio, că e tot ok. Băi, Vali, uite că nu ne aude Arcanian acum, e ok. Bă, mie îmi place, frate, îmi place vibe-ul ăsta, îmi place starea asta, știi? Da, mă, și ai văzut ce coerență, pac, pac, dinamică. Da, 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 da. Și cel mai important, asumare. Da. Asumare, tati, yes. Uite, s-a ajuns la asumare, s-a ajuns live-ul nostru. S-a ajuns și în studio. Ridicăm da. Calea. Am primit ok. Live-ul să existe. Hai să vedem, se aude? Ele nu mă iubesc, cum o faci tu? What's that sound? Virgin Radio Sunday Club. Let's go! Yeah!
cu Valeriu și Mușat. Dar ce bine a sunat invitatul nostru live, yes, mai devreme cu băieții. Yes. E back cu tot ce trebuie aici. Păi nu? Back on air. Back on track. Bună, bună. Așa. Am revenit. Yes. Man, a sunat foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. Mie-mi place varianta asta și cu instrumente acustice. Și mie, foarte mult. N-am apucat să o repetăm foarte mult înainte, dar e, adică, mă rog, mie mereu mi-au plăcut chestiile astea live, mai ales din background. Da. Și așa, sunt ca un copil mic când... Tu live, astea cum le dai acum în sezonul ăsta sau... Nu, n-o să le dau cu band, dacă asta okay e întrebarea. Okay. Eu cu eu. Ok. Sunt... Okay. Adică îmi place cumva, tocmai că vorbeam de ok mainstream, dar să păstrăm urban, îmi place cumva să, uh-huh, știi. Cum vezi tu industria muzicală de azi? E o întrebare grea pe care am lansat-o așa ușor. Uite așa. Cum să o văd? E mai bine. Cred că ăsta e cuvântul. E mai cuvinte. Față de cum era. Ok. Adică e mai bine în ideea în care mă bucur că se deschide un pic lumea. În egală măsură sunt câteva chestii care mă deranjează, dar nu vreau să vorbesc eu. Asta voiam să întreb, okay, mai umbla, știi? Super. Noi suntem aici, le primim. Băi, eu sunt un pic mai... care-i cuvântul? Eu sunt un picuț mai emotiv așa și mai artist din fire și nu vreau să zic nimic față de nimeni altcineva, doar că mă enervează uneori lipsa asta de suflet care e în industria asta, știi? Adică e mult mai mult despre ce prinde și e mult mai mult despre dacă e bine pe TikTok. Zona de business. Da. Și tocmai de-aia sunt și împreună cu un label, pentru că nu vreau să mă gândesc la asta. Dar uneori devine greu când, nu știu, poate e o piesă care ți se pare... Adică eu pot să zic că am piese care mie mi se par cele mai bune piese pe care le-am făcut eu vreodată, care sunt calculatori și nu știu dacă când o să le scot. Pentru că le scot degeaba, le scot să facă 3 view-uri. Mm-hmm. Gen. Okay. Adică asta e cumva ce mă supără un pic. După aceea mă supără chestiile clasice, și anume că toată lumea zâmbește fals în industria asta. Adică e foarte greu să găsești niște oameni de încredere, dar în același timp, în egală măsură, îi mulțumesc foarte mult Dumnezeu că am parte de familia asta și de Alex și de Antonia și de toți băieții de acolo, care pot să spun că sunt prietenii mei reali și îi am la suflet. Dar în afară de ei, consensul general e că încerc să mai răruț că e mai drăguț cu restul. Ok. Și mi se pare că a răspuns și la întrebarea cu ce ai schimba în hip-hop, dacă ai putea. Mai multă unitate. Mai multă unitate, da. Mi-ar plăcea să fie mai mult vorba de muzică și mai puțin vorba de ego. Adică, nu vreau iarăși dau exemple, dar de-a lungul vieții mele am fost refuzat de niște oameni pe niște piese care le-au plăcut, dar n-au vrut. De ce? Dacă că nu era, nu știu, că diferite chestii, că orice, că încă nu eram eu destul de mare, că nu era momentul pentru ei, că, adică nu știu, eu personal am încercat mereu să primez muzica. Adică dacă mă sparge un băiat care are 2 view-uri și care, dacă chiar mă sparge și îmi trimite o piesă care mă distruge, sunt pe ea. Vale, vrei să întreb ceva mai devreme și te-am întrerupt. Nici nu mai știu, cred că mă gândeam la același lucru cu faptul că ne-a răspuns la niște întrebări pe care le-am aici în față și n-au... Le-am citit și eu. Da? Ah. Bun. Urmează și încă un moment live. Cu Arcanian. Da. Yes. Dar asta mai multe emoții un pic, că e mai cântat, deci Be Easy On Me, dar... Hai că e piesa aia despre care am prima mea este căzătoare și săptămâna viitoare apare single la aia, clip. Ok, am tot făcut teasing despre piesă. Ne mai întoarcem după piesă sau care e planul? Ne întoarcem după piesă, da, okay, absolut, atunci. Ne întoarcem să încheiem interviul, frumos. Bine atunci, păi domnule, știi unde e studioul? Doamne acum, așa. Mai așteptăm puțin până se montează omul nostru acolo. Da, păi așa mă gândeam și eu. E prima lui stea căzătoare, men, n-ai ce să faci. Asta e. Să vedem dacă e pregătită steaua. Ia să vedem. Căzătoare. Dăm legătura? Dăm legătura. Țâc, țâc. Așa. Asculți. Yeah. Virgin Radio Sunday Club. Ai văzut că ne-a dat și un pupic la final acolo. Da, păi de asta am tăcut. Da. L-așteptăm să se întoarcă în studio. Păi, mi-a plăcut. N-am ce să zic. Oricum știam că o să-mi placă, că de asta l-am și chemat la emisiune. Adică n-avea cum să iasă prost. Hop, și a revenit. Știam cu... Bună. Pentru tine a fost pupicul ăsta.
Da, man. Ce faceți? V-a plăcut? A fost ok? Absolut, am greșit da, un vers, dar e ok? Păi, serios? Da, am zis planete în loc de comete, da, știu, e ok. Ai, de la emoții, man, stai liniștit. Da, da, da. E o piesă mai cântată. Un pic, da, un picuț. Încerc și eu să-mi iut picioarele un pic, să-mi bag așa un pic degetele în cântată. Adică... Ok. Ok, ok. E bine, e bine. Da. Ziceam că cu ce artiști așa, cu ce nu știu ce... Fii atent. Așa, am auzit o glumă, da. Așa. Ăsta e spațiul tău de self-promo. Ok. E spațiul tău cât vrei tu, până se termine emisiunea, whatever, să promovezi tot ce vrei, oricât vrei. Super, păi... Păi ce să vă zic, am un material nou, un album nou care se numește Până la Infinit și mai departe, pe care îl găsiți pe YouTube și pe toate platformele, începând de alarteri. Vă aștept să-l ascultați, sunt foarte mândru de el, mai mândru decât orice am făcut toată viața mea și îmi doresc ca să vă bucure cum a bucurat și pe mine, pentru că e altceva. Pe mine mă găsiți pe Instagram, Arcanian KLM. Săptămâna viitoare dăm primul single la piesa pe care tocmai ați auzit-o, prima mea Stea Căzătoare. Mă simt și eu ca la radio acum. Mă rog, suntem la radio. Yes. Păi la ei, la radio. Așa? Și ne vedem la cântări. Nu vreau să zic foarte mult, îmi doresc doar foarte mult ca oricine poate nu a vrut să dea o șansă lui Arcanian până acum să dea la materialul ăsta o șansă și sper foarte mult ca lumea să-l simtă cum îl simt și eu, pentru că e la suflet. Albumul ăsta vine și în format fizic? Ar trebui să mă întreb încă asta. încă nu avem asta în discuții directe, dar e o discuție. Ți-ai dori? Mi-aș dori și vom vedea. Mm-hmm. Practic. Și pe vara asta, pe unde te vedem? Dacă ai niște date, ceva? Cântări, sunt multe, dar nu îmi place să zic date, pentru că mereu ori le greșesc, ori le uit și după aceea se supără alții pe mine. Avem următorul, cred că l-avem pe 27 la Dragotești. Ok. Sigur le-ai tu anunțate pe social media, pe undeva. Să-mi dea follow oamenii pe Starcania în cap al lumii și găsesc acolo orice își doresc ei. Yes, mulțumim mult de tot că ai venit. Eu vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Super, cu albumul ăsta și următoarele 17 ieșiți aia sunt 2027. Da, ne vedem la... Mă rog, sperăm că ne mai vedem până da, atunci. Da, Doamne ajută, da. Dar, da, te așteptăm și cu The Weeknd, că are și el nevoie de o promovare. Îl ajut, ce să fac? Cât de cât. De la mine. Yes. Mulțumim frumos, man. Oamenii faini la Virgin Radio. Mulțumim frumos, încă o dată, Arcanian. What's that sound? Virgin Radio Sunday Club. Let's go! Cu Valeriu și Mușat.